Totul s-a întâmplat în localitatea Oneaga din Botoșani. Cei doi ciobani se certaseră de mai multe ori. Ultimul scandal a fost legat de locul de pășunat al oilor. Unul dintre ciobani l-a atacat cu un cuțit pe celălalt oier, apoi s-a răzbunat dându-i foc la stână. El a venit aici la stână. M-a mințat cuțitul, cuțitul la mine aici. A, i-ați luat, ați reușit și i-ați luat cuțitul, nu? I-a tras un punct și i-a luat cuțitul. Și puteți să-i fac altceva. Asta e, cuțitul e aici. N-am dat la poliție că am crezut că o să rămâi așa. Dar uite ce au făcut. Credeați că o să se liniștească? Da, am crezut că o să se liniștească, o să fie treaba corect. Ciobanul a reușit să-și elibereze oile din țarc, însă stâna și un depozit cu 20 de tone de furaje au ars complet. Pompierii s-au luptat mai bine de 5 ore cu flăcării. Prejudiciul este estimat la aproximativ 20.000 de lei. Polițiștii încearcă acum să-l prindă pe incendiator.